Bună! Astăzi revin cu un haul de produse sănătoase pentru că în ultimul timp am devenit mult mai interesată de produse care mă ajută să am un stil de viață sănătos. Am văzut la Diana sau Valentina, cum o știți voi, ultimele ei postări despre ce mănâncă și cum a slăbit și arăta în descriere un site, am intrat și am rămas foarte surprinsă de prețurile mici pe care le aveau și faptul că acolo am găsit anumite produse pe care eu le căutam și în magazinele de unde îmi fac cumpărături în mod normal, în supermarketuri, nu le-am găsit. Așa că am decis să dau și eu o comandă și mi-am luat câteva lucruri. O să vă spun și prețul lor și cât pot legat de ele. În primul rând, mi-a plăcut faptul că factura mi-a venit în acest plichilet și are aici un smiley și am primit inclusiv două mostre de îndulcitor și pliantul în care explică despre ele. Sunt niște îndulcitori care pot fi folosiți și la îndulcire și la gătit, chiar și la cuptor și sunt foarte curioasă să le încerc pentru că eu folosesc îndulcitor în cafea, dar și uneori când vreau să creez niște deserturi sănătoase sau cu puține calorii, nu știu dacă neapărat sănătoase. Apoi mi-am comandat fel și fel de lucruri, unele nu le-am încercat niciodată și sunt foarte curioasă. Cu ce să încep? Mi-am comandat halva, mie îmi place foarte mult halvaua. Aceasta are 160 de grame, e bulgărească, se numește Kaubik, cred, că nu știu exact dacă e scris în literele noastre. Este un produs alimentar dietetic pentru consum special, pentru că nu are zahăr, are fructoză și sunt foarte curioasă să încerc. Oricum, tot ce încerc o să vă las pe Facebook poze sau pe Instagram și o să vă spun dacă au gust bun și ce și cum. Apoi, sarea pe care am văzut-o și la Tiana este o sare fără compromisuri redus salt, pentru că are sodiu redus cu 35% și folosit în dieta zilnică ajută la protejarea inimii, la menținerea unei tensiuni arteriale normale și la buna funcționare a mușchilor și promit ei că păstrează același gust. Aceasta este, vine în 100, 150 de grame și m-a costat imediat 6,50. Apoi mi-am comandat două tipuri de lapte, lapte de cocos, lapte de orez, unul cu cocos și unul cu calciu. Cel cu cocos m-a costat 5,31 și cel cu calciu 4,10. Sunt fără gluten și fără lactoză, mă scuzați, mi s-a uscat gâtul. Eu am crezut că sunt făini de lapte, dar sunt de fapt lichid. Acestea nu mi se par avantajoase la preț, dar credeam că sunt pudră sau nu știu cum să le spun. Nu știu dacă ați încercat vreodată să consumați pudră de soia sau pudră de nu știu ce altceva, se dizolvă cu apă și se face lapte. Eu asta credeam că e și dacă era așa, era un preț foarte ok. Nu știu dacă voi mai recumpăra aceste produse. Apoi mi-am cumpărat bomboane cu cafea și frișcă, cu căpșuni și iaurt și cu frișcă și mentă, fără zahăr, pentru că n-am poftă de ceva dulce și nu vreau să dau iama în produse cu multe calorii. Am mai luat niște budinci de la
Coseli Badi, unul cu caramel și unul cu căpșuni, au costat 0,85. Să vedem dacă scrie pentru câte porții. Nu scrie. Pentru 500 de ml de lapte, cred că ajunge 4, pentru 4 porții, are 40 de grame. Și am mai comandat de la o altă firmă alte budinci. Acestea se numesc desert, una cu banane și una cu ciocolată. Acestea au costat 1 leu. Acestea au 42 de grame și spune că ajunge pentru 4 porții fiecare. Mi-am mai luat un mix cu 4 semințe bogat în omega-3 de la Pirifan, cu semințe de floarea soarelui 30% și semințe de in 30%, semințe de susan 25%, semințe de dovleac 15%. Arată așa și a costat 4,50 pentru salate sau mâncate ca atare. Mi-am mai luat fructe goji de la Sanovita, 100 de grame, au costat 7,64. Sunt niște fructe care nu îngrașă și au un conținut foarte ridicat de antioxidanți, de vitamina C și sunt foarte bune pentru imunitate și au un concentrat foarte mare de mulți nutrienți. Tot cam în aceeași categorie de produs intră și semințele de chia despre care v-am mai vorbit eu pe internet, pe Facebook, și are omega 3 60,8%, omega 6 20,1%, omega 9 7,6%. O lingură are doza zilnică de energie și în plus multe, multe lucruri. Are tot felul de fibre, vitamina B2, vitamina B3, vitamina E, fier, mangan, zinc, molibden, calciu, magneziu, potasiu, vitamina B1. E un produs foarte minunat și vi-l recomand. 150 de grame mi s-au părut foarte ieftine aici, a costat 12,40 și mie mi-ajunge 2-3 luni acest pliculeț. Apoi mi-am mai comandat, nu știu cum se pronunță, quinoa, îi zic eu, n-am mai mâncat niciodată și sunt foarte curioasă și am ales varianta roșie pentru că știu că e mai sănătoasă. E de la Petras Bio, este quinoa roșie ecologică. Prin fierbere se mărește volumul până la de 4 ori și poate fi folosită în preparate culinare asemenea orezului, în budinci, pilafuri, risotto, salate și sunt foarte curioasă să vedem ce gust are, cum e, tot așa e un produs foarte sănătos, aici nu spune ce conține, dar știu că e foarte recomandat ca un produs sănătos. Și a costat 19,15 și nu știu dacă v-am spus că are 250 de grame. Apoi, produsele de care sunt cel mai încântată sunt pastele și orezul. Eu iubesc pastele și am zis că nu doar prin faptul că le-am redus din consumul meu săptămânal, încerc cam o dată pe săptămână să le consum, nu e de ajuns, ci voi încerca să le folosesc pe cele integrale pentru că au mai multă fibră și sunt mai sănătoase. Și nu prea găseam în magazinele gen supermarket paste integrale, am mai găsit prin Lidl de porumb, dar nu am fost atât de încântată și acum am luat 3 variante, o să vă spun care îmi plac mie cel mai mult după ce o să le încerc. Am luat paste integrale cu ovăz, sub formă de scoici, 300 de grame, cele de ovăz costă 4,45. Am luat din grâu, sub formă de melcișor, tot 300 de grame, acestea sunt la 3,20, de fapt foarte bun preț.
roșu și din secară, scoici, tot 300 de grame, cele din secară 3,80. Și mi-am mai luat orez integral, pe care nu l-am găsit nici cum în supermarketuri, de la Gură de Rai. Este orez integral bob lung, 500 de grame și are calități nesuperioare celui de corticat, conține complexul vitaminic B, mai ales B6, vitamina E, magneziu, cupru, fier, niacină, fosfor, potasiu, seleniu, zinc, mangan, are mai multă fibră și mai mulți acizi grași esențiali nesaturați. Acestea au fost 6,95 și sunt foarte, foarte încântată să vedem ce gust are, dacă e diferit față de cel alb. Acestea au fost produsele mele. În total am dat 99 de lei pe toate produsele. M-a costat 17 lei transportul din București prin curier și mi-a ajuns în 2 zile lucrătoare. A fost și weekendul la mijloc, dar 2 zile lucrătoare. Și sunt foarte încântată. O să vă las linkul în descriere și vă recomand acest magazin pentru că mi s-a părut serios și prețurile sunt bune. Și sunt tare curioasă să le încerc și să vă arăt poze pe Facebook sau pe Instagram. Spuneți-mi dacă v-a plăcut acest gen de videoclip și vreți să vedeți pe viitor și acest gen de postări în care vă mai arăt și altceva în afară de cosmetice. Și ne vedem în curând!